și colegii mei am fost exmatriculați de la școala din orașul nostru pe un motiv complet fals. Directorul s-a supărat maxim pe noi, așa că ne-a exmatriculat și a spus că nu mai vrea să ne vadă niciodată. Rămâi până la final ca să afli adevăratul motiv pentru care ne-a exmatriculat și dacă am reușit să revenim la școală sau nu. Rafa, ne bazăm pe tine. Tu ești cel mai inteligent dintre noi. Spune-ne, te rog, că ai vreo idee cum putem să ieșim de aici. Suntem într-o cameră secretă, băieți și fete, iar dacă directorul o să ne prindă, o să ne exmatriculeze pe toți. Așa că trebuie să ieșim de aici. Însă dacă ieșim, suntem pe hol și nu știm dacă o să dăm nas nas cu directorul sau nu. Așa că trebuie să ieșim cumva de aici fără să ne vadă nimeni. Rafa, te rog, ești cel mai inteligent de aici. Spune-ne, te rog, că ai vreo idee ok, de deci singura noastră șansă de a nu fi exmatriculați ar fi să plecăm de aici, din camera secretă, să mergem într-un loc și să încercăm să facem un plan ca să-i dovedim directorului că noi am făcut noi rău fiului său. Mamă, băi, fete, deci mie nu vine să cred că noi suntem în situația asta pentru că directorul vrea să ne exmatriculeze deoarece noi i-am făcut răul lui fisul, L-am băgat în spital, dar noi n-am făcut chestia asta. Este un scenare, fraților. Este un scenare, noi n-am făcut chestia asta. Prima parte e mai grea. Didi, tu ai spus că directorul ne caută acum prin toată școala. Ar trebui să avem noroc să nu dăm nață-naț cu el. Nu, nu putem să ne bazăm pe noroc, fraților. Însă a doua parte e destul de ușoară. După ce scăpăm de aici și ne asigurăm că nu ne-a văzut nimeni, ne interesăm unde locuiește directorul și încercăm să facem rost de filmările de pe camere de supraveghere de lângă și astfel putem dovedi că noi n-am făcut asta și ne-norociți de copii. Ok, Rafa, deci tu ai un plan pentru, uh, pentru a dovedi Că noi nu suntem vinovați, dar eu trebuie de un plan să ieșim de aici, lasă planul ăla! Ei au reușit cumva să închidă camerele de la casa directorului, dar nu cred că au reușit să le închidă și pe alea de la celelalte case. Deci planul e simplu. Bă, ok, înțeleg, dar cum și de aici? Însă până atunci trebuie să plecăm de aici, fără să ne vadă directorul. Aveți vreo idee? Eu nu să ai tu vreun plan? Ce plan să am? Trebuie să ieșim din școală, dar gen, noi și suntem băi și fete, dacă nu mai știu, că suntem la ultimul etaj și gen, băi, ar fi prea riscant să o luăm pur și simplu pe hol. Adică, din fericire, momentan, pe holul ăsta nu este nimeni, chiar dacă este pauză, habar, n-am probabil elevii sunt afară, însă... Noi dacă o să ieșim pe aici, sunt șanse foarte mari să dăm nas nas cu directorul, lucru pe care noi nu-l vrem. Pentru că dacă o să dăm nas nas cu el, o să fim exmatriculați. tănase tu vreo idee? Am putea să ieșim pe geam? Nu tânase, nu putem să ne rupem gâtul dacă ieșim pe geam. Dar de fapt e că mă atrage mai mult atenția asupra noastră. A, ah, da, wow. Ideea e că trebuie să ne mișcăm repede, deoarece o să ne vadă pe camerele de supraveghere din școală. Hmm, eu chiar nu știu ce să facem. Ce să facem, un video. Noi nu știm în momentul de față pe unde se plimbă directorul, așa că pe oriunde am ieșit ar trebui să avem noroc să nu fie acolo. Sau să nu fie alți copii care să ne sifoneze. Hmm, pă, bă, bă, aveți vreun plan, men, Alex, ai vreun plan? Știu că sună prostez, dar eu cred că sunt de acord cu tănase. Ha, Alex. Hai să sărim pe geam. Ce se poate întâmpla? să ne rupem picioarele? Asta se poate întâmpla? Sărim pe geamul de la etajul 1 maxim, nu ne rupem nimic. Hai că nu. Didi, spunem te rog, ai tu un plan. Terminați, mă. Cum să săriți pe geam? O să vă rupeți ceva 100%. Știu ce trebuie să faceți. Hopa! Știi ce trebuie să facem? Deci, ora asta care vine, adică în aproximativ 3 minute, deci în 3 minute se termină pauza, Domn director are de ținut ceva discurs în sala de sport din școală. Oh, și cât timp el ține discursul, noi plecăm de aici, mamă, băi, și pe 100%, mamă. Nu mai știu exact care este subiectul, dar știu că trebuie să vorbească în fața câtorva clase. Când se sună de pauză și ăsta începe discursul, voi o luați la pas ușor, unul câte unul, să ne atrageți atenția. Mergeți și ieșiți pe la cafetărie. Prima dată, de exemplu, merge Marius. După un minut pleacă celălalt și tot așa, ca să nu atrageți atenția. Ați înțeles? Și vedeți voi ce faceți după ce ieșiți din școală. Băi, eu zic că asta e cel mai bun plan. Păi haideți că o să așteptăm fraților să se sune și după când s-a sunat mergem așa unul câte unul sneaky, să nu ne prindă directorul și na, după ce ieșim din școală și doamne ajută, nu suntem exmatriculați, după ce ieșim din școală va trebui să găsim o modalitate pe care să-i dovedim directorului că noi n-am făcut chestia asta, men, dar sper să ne creadă. Hmm, habar n-am, în fine, hai să așteptăm să se sune. Bun, fraților, tocmai ce s-a sunat de pauză, am și auzit uși cum se deschideau și se închideau lângă noi, deci înseamnă că toți elevii acum sunt în clase și că directorul ar trebui să fie la sala de sport și să țină ceva discurs, în fine. Hai să, hai să mergem. Cine merge primul, Rafa? M-a dacă este o idee așa de bună, dar mult mai bine decât să sărim pe geam, mult mai bine. Mai bine să ne-am pe geam, acum ne riscăm de geaba, din gură, tănase. Marius, tu mergi primul, hai că merg eu. Deci, merg, deci fiți atenți, eu plec, mă duc în, deci la cafetărie, ies acolo și după vă pe toți. Am emoții, Alex, nu, nu trebuie să emoțim. emoții. arăt să ascultă, mă. Tocmai ce s-a sunat de pauză, deci discursul directorului tocmai ce a început. Tu ești acum din camera secretă și încet, nu fugi, nu faci nimica, mergi spre cafetărie și acolo ești din școală. După găsești un loc în care să-i și pe ceilalți. Ai înțeles? Am înțeles, Didi, stai miștită, bun. Ok, băi, fete, deci mergem în cetișor, în cetișor, bun. Deci mergem în cetișor, ok. Momentan văd că nu e nimeni pe aici. Uite-l pe asta, sper să nu zică nimica. Dar na, probabil nu sunt dat în urmărire în școala asta. Bun, hai să coborâm pe scări. Și directorul ar trebui să fie în, în sala de sport, adică care e chiar aici. Um... Bă, mi se pare mie, nu se aude nimic de aici. Bă! Bă, nu e nimic în sala de sport, în Ce a zis Didi? Uh, ok, în sala de nu-i nimeni, mai aici sunt o tonă de elevi, bă, sper că ăștia să nu mă dea în gât sau ceva de genul. Ok, hai să mergem uh, către cafetărie, băi, și vede că e aici pe stânga, da, bun. Uh, văd că în continuare sunt o tonă de elevi și aici, amen. Credeam că e pauză, ok. Hai să ieșim pe aici, bun. Bun, ha hai că am ieșit fără să dau una să nasc cu directorul. Dar nu știu care-i treaba, băi, și fete, Divi a zis că trebuie să ține ceva discurs, directorul... Habar n-am, nu prea înțeleg care-i treaba În fine, haideți că o să mă pun aici și o să-i aștept pe ceilalți Sau zice să mă ascund undeva, băi, și fete, dar nu ar trebui să stau aici ca să mă vadă și ei În fine, păi cred că ar trebui... Uh, cred că... Cred că ar trebui să, să vină... Uh, bună ziua, domn' director Nesuferitule, Cred că o să scap, mă? Stai liniștit, mi-am anulat discursul ca să vă prind. Nu scăpați așa, mai ales după ce i-ați făcut fiului meu. Domn director vă spun, zice, deci noi, este o, o extrem de mare înțelegere, noi nu i-am făcut absolut nimic a fiului dumneavoastră. Nu i-am făcut nimica, e o mare neînțelegere. Toți la mine în birou, inclusiv Didi, care o să aibă foarte mult de suferit pentru că a încercat să vă ajute și v-am văzut pe cameră fraierilor că ați intrat în camera aia. La mine în birou acum. Mamă, băi, bă, și fete, aia am fost, ăia am fost. Hai să mergem în birou acum, ce să facem? Uh, domn' director, înainte să luați vreo decizie bruscă sau ceva de genul, vă rog frumos să ne ascultați. Am auzit și noi ce s-a întâmplat cu fiul dumneavoastră, am auzit că cineva a pus lichid al unei în fața casei dumneavoastră și el a picat și s-a dus la spital sau nu prea am înțeles care-i treaba. Însă vă rog eu frumos să ne credeți că nu noi am făcut chestia asta, nu noi am făcut-o, este un făcut o scenare, au făcut-o Max, Natasha, Vali și Laurențiu, copiii aia răsfățați și bogații ei au făcut chestia asta pentru că au vrut să se răzbune pe noi, vor să ne facă rău, vă rog eu, domn director, vă rog eu. Noi, deci, noi n-am vrut să facem chestia asta, este foarte simplu, dumneavoastră ați primit niște mesaje pe e-mail cu noi când cumpăram lichid de la, pentru că noi voiam să-l folosim pe copiii ne simțiți. nu pe fiul dumneavoastră, este un scenariu pe bune, uh, 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 Rafa, zi și tu, vă rugăm, domn' director, așa cum a spus și Marius, noi n-am făcut nimic, este un scenare, noi voiam să ne răzbunăm pe copiii aia răsfățați corect, noi nu avem nicio treabă cu copilul dumneavoastră. Domn, director, nici măcar nu știm unde locuiți exact. De unde să facem noi așa ceva? Noi am făcut-o, credeți a fost o scenare de la ea, pe bune. Haideți, domn, director, nu vi se pare suspect că nu v-au mers camere de supraveghere fixați dimineață? corect și asta? Nu vi se pare o chestie suspectă? Noi nu am făcut asta, pe bune, domn, director. Tănase, suntem pedepsiți pe nedrept, așa ceva nu e normal. Pe bune, domn, director, ei chiar sunt pedepsiți pe nedrept. Iar eu am încercat să-i ajut pentru că nu e ok ca cineva, să, ca cineva nevinovat să fie pedepsit pe nedrept. Corect, domn, director. Didi termină, te rog, nu să ne vinovați, ne suferiți, ăștia s-au răzbunat pe mine din cauza faptului că nu am aflat momentan cine le-a băgat prietena în spital și s-au răzbunat. Domn director, n-a vrut să ne răzbunăm pe dumneavoastră și e clar cine a făcut-o nenorociție aia. Ei sunt în spatele la toate chestiile astea, pe bune vorbesc. Ei, din, din cauza lor, mamalea e în spital, iubita mea, din cauza lor, copilul dumneavoastră din în spital... De fapt, Didi, tu o să primești aceeași pedeapsă ca și ei, exmatricularea. Domn director, vă rog, nu. Toți de aici uh, Și fata de la spital Și Amalia Toți sunteți exmatriculați Mamă, nu Iar înainte să ieșiți din birou Vă mai spun o chestie Eu am o relație foarte bună cu acei copii Pe care voi îi considerați răsfățați Păi da, că vă, dă, că vă dau bani Wow, șocant Dar oricât de bine ne-am înțelege Dacă s-ar atinge de copilul meu Ar ieși urât Asta s-a întâmplat, domn director, nu noi am făcut-o. Așa că nu mai dați vina pe ei că nu aveți nicio dovadă. Momentan avem. De fapt, uite, vă ofer o șansă să nu știți că să ne simțit. Aveți timp 24 de ore să găsiți o dovadă care arată faptul care arată de fapt că voi nu ați făcut asta copilului meu, și copiii aia. Atunci o să cer scuze de la voi, o să vă bag înapoi în școală și pe ei o să-i exmatriculez. Pe bune? Dacă vă oferim dovada asta, o să faceți asta? Nimeni nu-și bate joc așa de copilul meu. Domn director, sper să vă țineți de cuvânt. Prieteni, hai să ieșim. De deci, băieți și fete, ne-a -ne dat 24 de ore să dovedim că noi suntem uh, nevinovați. Domn director, stați acolo că avem o idee. Băieți, uh, Didi, hai să, hai să ieșim afară. Ne aflăm în curtea școlii noastre. Uh, școlii noastre. Nu mai e școala noastră, că am fost exmatriculați fie vorba între noi. Mamă, băieți și fete, deci avem 24 de ore să-i dovedim domnului director că noi, de fapt, nu am făcut nimica. Nu am făcut nimica și suntem pedepsiți pe nedrept. Didi, spune și tu. Pf, ok, deci momentan nu suntem exmatriculați. Aveți vreun plan prin care să dovediți că nu sunteți vinovați? Din câte am înțeles de la voi, înșelarea a fost perfectă. Cum puteți demonstra că este o scenare? Bă, nu știu, parcă avea, a, avea Rafa o idee. Nu mai știu, video ai tu vreo idee? Păi nu putem, eu zic să mergem acasă să le spunem părinților noștri, a bă, video tu te dai bă tot acum așa, iar după ce ne facem bagajele, iar după să ne facem bagajele și să plecăm altundeva, nu te da bătut, băi, termină. Să sperăm că mai găsim o școală care să ne accepte până la finalul anului înainte de examen. Bă, Termină. Nu, nu facem asta. Termină. Tănase. Da-și din gură, video. Trebuie să existe ceva. Hmm, Lăsați-mă să mă gândesc. Totul s-a întâmplat din cauza lui muncitorul ăla de la care am cumpărat lichidul. Dacă nu era el, nu ajungeam aici. Dorel la. da. Tot, 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 deci, băieți și fete, într-un fel, domn director nu știa cine a făcut chestia asta, dar dorelă la a trimis un videoclip cu noi în care noi cumpăram lichid al unecos de la el. Dar gen, noi nu-l cumpăram pentru a face chestia asta, ce să facem ceva rău copilului directorului. N-am făcut o asta, dar el, el a trimis ăla și gen, cam așa s-a înțeles. S-a înțeles că noi am făcut asta și doar din cauza lui. Eu zic să mergem și să-l batem. Ia, ia uite, ce să bastu muștele și să-l punem să recunoască adevărul. Bă, Rafa, aveai tu o idee, ai zis tu să facem ceva, dar am uitat. Stați puțin, stați puțin. De fapt, ceea ce a spus Tănase nu este o idee chiar atât de proastă, mai puțin partea cu bătutul. Vina este a lui Dorel. Dacă el nu trimitea acea filmare directorului, nu se ajunge aici. Bă, și noi. Oh, mi-a venit cea mai tare idee. Haideți fix acum să mergem pe strada unde locuiește domn director, pentru că Didi a zis că știi unde e, și să cerem camere de supraveghere de la vecinul lui. Ba, asta ai zis și acum, și acum câteva minute. Da, mă, asta era așa. Ca, ca să arătăm cine s-a plimbat pe acolo înainte și cine a pus lichidul. Și numai bine arătăm și că noi n-am călcat în viața noastră pe acolo. Ce ziceți? Bă, fraților... Având de vedere că pe camera de supraveghere a directorului nu se vede nimic, a 100% trebuie să se vadă pe camerele vecinilor, așa că noi mergem acolo arătăm filmările că, de fapt, gen, nu neapărat că nenorociții au pus. Poate au pus altcineva pus de ei, dar ideea că trebuie să arătăm că nu noi am făcut-o. Și gata, nu? Alex, ce zici? Mi se pare un plan slab, dar cred că e ultima variantă. Băi, bă, bă, eu, zic că, eu zic că o să găsim ceva. Hai să mergem acolo. Didi, după tine, că tu ai zis că știi unde, unde stă directorul. Da, băieți și fete, ne aflăm pe strada unde stă domn director, chiar aici lângă școală a mers la toți vecinii lui și ce să vedeți, toți, dar absolut toți, fix în orele alea în care cineva ar fi pus lichid al unei, uh, al unei cos în fața casei domnului director, fix atunci camerele sunt bruiate și nu se vede absolut nimica. Deci nu știu cum au făcut copiii ea, probabil au folosit, nu mai știu ce ne zice, că Rafa a zis că au folosit ceva dispozitiv să bruieze camerele, însă nu ne putem folosi de camere de supraveghere. Păi fraților, nu mai avem ce să facem. Trebuie să plecăm din oraș, bro. Iar trebuie să plecăm din oraș. Iar am fost exmatriculați. Deci, probabil acum nu o să mai fim acceptați la nicio școală. Probabil nu o să mai fim acceptați la nicio școală niciodată în viața noastră. Și ideea fraților este că noi trebuie să ne ducem la școală urgent. Pentru că imediat Imediat vine vara, da? Deci, chiar dacă mai sunt câteva luni, băi, imediat vine vara și noi avem neapărat nevoie de educație. Trebuie să luăm note bune pentru că o să dăm examenul. Da, uite ce ni se întâmplă. Mamă, ce facem, bro, acum că nu putem să ne folosim de camere de supraveghere? Da, toate filmările sunt broiate. Probabil au folosit ceva să bureze semnalul de pe camere de supraveghere. Aia, aia am fost, suntem terminați. Prieteni, cred că nu avem ce să facem. Bă, trebuie să existe vreo variantă, fraților. Mamă, men. Mamă, men, Alex. Hai să mergem acasă, habar n-avem ce putem să facem. Nu cred că altă școală ne mai acceptă, așa că ar trebui să ne găsim un loc de muncă. Bă, stai, stai, stai bă, nu te duată de departe, poate mai există o variantă. Sigur nu vreți să-l mergem să-l batem pe Dorel. Tănase, tai din gură. O video termină tănase, chiar nu e amuzant. Efectiv, copiii mi-au jucat ca pe degete și noi nu putem să facem nimic în privința asta. Didi, ai tu vreo idee? Da, prieten, cred că aici se termină totul. Mai ținem legătura prin mesaje, dacă e. No, bun, păi da, ținem legătura prin mesaje. Na, las că vorbim noi. Doamne, iartă-mă, băieți și fețe. Hai că mă duc acasă. Doamne, iartă-mă, cum am ajuns, bro, în situația asta? Cum am putut, fraților, să ajungem în situația asta? Suntem exmatriculați și nu putem să facem absolut nimic. Bă, deci, nu putem să facem absolut, absolut nimic. Nici măcar nu știu pe unde am luat-o. Hai că încerc să mă duc acasă. Nu putem să facem absolut nimic ca băieți și fete. Acum o să ajung acasă, mamă, deci, deci lui mama îmi e frică să-i zic, o să-i zic lui Amalia, dar lui mama nu o să-i zic nimic, na. Adică s-au terminat orele, acum ceva timp, bănuiesc că se întreabă unde sunt, o să-i zic că a mai stat... Uh... Nu știu, trebuie să găsesc o scuză dacă mă întreabă sau ceva de genul, dar nu o să-i zic că sunt exmatriculat, că bă, bă, deci mi-e frică, men. Mi-e frică, bro, bă, și, și nu vine să că s-au gândit copiii aia la tot, bro, ca să ne facă nouă viața un calvar. Ia uite că am ajuns acasă, în sfârșit. Uh... Salut, mama, am venit și eu de la școală, îmi părerea că am întârziat. Mare-s unde ai fost, orele s-au terminat acum o oră. Uh, păi a mai trebuit să, să stăm o oră la școală, că domn director a avut ceva discurs de ținut. Și am mai stat și noi să-l ascultăm vreo oră, că na, îți dai seama, nu suntem într-o relație foarte bună cu el și, na, trebuie să, să lucrăm la asta. Te va mai supăra, s-a întâmplat ceva? Nu, nu s-a întâmplat nimic, mama, de ce zici asta? Ai luat vreo notă mică la școală? Nu. Ți s-a scăzut nota la portare? Nu. Maru spunem că o să aflu, mama, stai niște, nu s-a întâmplat nimic, hai că mă duc sus. Mamă, băi, și fete, mama, deja și-a dat seama că e ceva de regulă. Doamne, ar trebui să nu știu, băi, doamne, ajută-mă, bă, poate mai există o variantă să facem ceva poate mai există o variantă, dar dacă noi suntem exmatriculați pe bune de la școala asta, noi nu mai putem să mergem la nicio școală. Asta este ultima școală din lume, ultima școală, băieți și fete. Deci dacă am fost, eh, dacă am fost exmatriculați de aici, nu ne mai primește absolut nimeni. Absolut nimeni. Deci nu știu dacă realizați. În fine, hai că... Na. O să încerc să vorbesc cu Amalia, o să încerc să fac ceva, habar n-am. Băieți și fete, nu știu cât e ceasul, dar cred că e trecut de ora 10 sau 11 noaptea. Ideea este că eu am acceptat faptul că nu o să mai fiu primit la nicio școală și m-am pus să dorm. Însă, acum am primit niște, niște apeluri, niște mesaje de la cine? O, oh, de la Didi, ok. Mario, sunt Didi. Știu că ești pedepsit, însă te implor să găsești o modalitate prin care să ieși din casă. Nu poți să ieși din casă sau... Mama, doarme? Uh. Cred că, da, mama e în camera ei. I -i -i, ia, asta, de ce? Deoarece trebuie neapărat să ne întâlnim. M-am interesat și mi-a venit o idee care s-ar putea ca mâine de dimineață să ne scoată din toată problema asta. Poftim? Nu am numerele, numerele celorlalți de telefon, așa că pot să vorbesc doar cu tine. Vin în spatele terenului mare al școlii, o să ne vedem acolo. E foarte important, te rog, să vii. Mamă, băi și fete, da, da ce-a găsit Didi? A zis că chestia asta o să ne scape de probleme? Sunt interesat, vă dați seama, agenda. Dar la ce se referă, bro? Că nu prea m-am dau seama. În fine, haide să. haideți să mergem, băi, și fete, mamă, stai. Să nu cumva să suspecteze mama ceva. Haideți să mergem, fraților. Hmm. E ciudat. ciudat rău de tot. Deci trebuie să merg în spatele. în spatele terenului mare. Ok, bă, bă, bă uite bă și uite, poate, poate a găsit Didi vreo, vreo, rezolvare, dar mă îndoiesc, adică ce poate să fie, men? Ce poate să fie că camerele de supraveghere nu putem, nu putem să îl plătim pe ăla sau ceva de habar nu avem ce putem să facem. Asta e zis că, deci ăsta e terenul, terenul mare de la școală și în spatele lui, adică acolo, Aici aici undeva prin spate, trebuie să o găsesc, men. Trebuie să o găsesc ca să vorbesc cu ea. Hmm, oare unde e, bro? A, hmm. ah, uite acolo. Uite acolo, ok, băi și vede. Hai să vedem ce are... Ce are Didi de spus și ce vrea să-mi zică. Oh, oh, shit, asta e. Uh. salut, Didi. Care-i treaba? Am venit cât de rapid am putut. Marius, mersi că ai venit. Te rog, ascultă-mă cu atenție, pentru că mi-a venit o idee care ne poate scăpa de toată problema asta. O idee prin care putem să-i demonstrăm mâini de dimineață directorului că de fapt copiii ăștia nenorociți sunt cei care au făcut aia copilului său, nu noi. Ok, îmi place cum sună, dar gen, care e planul tău? Ia să aud. Deci astăzi la școală, Tănase a spus o chestie care m-a pus pe gânduri și avea dreptate. Cea mai mare vină în toată situația asta o are omul ăla de la care ați cumpărat voi lichidul, Dorel ăla. Dacă nu era el, dacă nu trimitea acele filmări pe e-mailul directorului, nu s-ar mai fi ajuns aici. Bă, corect, da. Însă, mie mi s-a părut ceva suspect. De ce a făcut Dorel asta? Pentru că a fost plătit, Didi, nu e nimic ca suspect. Probabil pentru că l-au plătit copiii aia. Dar cum au ajuns să se cunoască ei și că el și copiii aia? Au avut vreo legătură între ei? Bă, nu știu, adică ar trebui neapărat să aibă o legătură. Am început să cercetez și nu o să-ți vine să crezi și am găsit Marius. Nu ești pregătit să auzi asta? Didi, mă, mă sperii. Ai vrut să afli cum s-au cunoscut ăștia și, și ce ai găsit mai exact? Omul ăsta, Dorel, are o fată la școala asta din Rivertown. Ah, oh, ok. Și ce să vezi, Marius? Am aflat de la niște colegi de-ai mei, care sunt mai vechi la școală, că fata lui a avut niște conflicte foarte mari fix cu grupul ăsta de copii. Stai că nu înțeleg. Da, fata lui Dorel s-a certat maxim cu Max, Natasha, Vale și Laurențiu, însă deodată s-a oprit acum o lună. Însă până atunci se tot certau. Deci, deci, stai puțin că nu înțelegi. Vrei să spui mie că omul ăsta care ajută pe copiii ăștia e de fapt tatăl unei fete de la școala noastră pe care copiii ăștia ca, orice alt om de la școala noastră i-o da bully și și-o joc de el. De ce? Din câte am înțeles de la copiii de la mine din clasă, Dorel ăsta e chiar un om chiar bun la suflet și de multe ori a încercat să vină la școală să rezolve problema și a încercat să vorbească frumos, însă niciodată nu s-a ajuns la nimic. Apoi sunt niște copii nesimțiți, normal că nu s-a ajuns. Iar Dorel ăsta are o slăbiciune și când vede că cineva vorbește urât de fetița lui, se enervează rău și începe să se certe cu lumea. Ok, Didi, și ce treabă are asta cu noi? Așa că probabil copiii aia nici măcar nu-l plătesc pe Dorel, ci probabil au o înțelegere de tipul ne ajuns cu ce ne trebuie și o lăsăm pe fică ta în pace. Iar omul a acceptat ce să facă, voia ca fica lui să nu mai primească bully. Bă, Didi, a asta este o veste oribilă pentru noi, bro. Deci stai puțin, doresc să-mi spui mie că de fapt... Omul ăsta nu e plătit de copiii ăștia bogați, ci au o înțelegere că nu-i mai dau bulilul fică sa, deci nu-i mai dau burilul fica sa și el îi ajută. Păi asta e foarte prost, mine. Asta înseamnă că nici măcar dacă am avea bani să-l plătim, n-am putea să-l mituim. Că, na, el vrea ca fică sa să fie bine, normal, ca orice alt părinte. Păi și noi cum putem să ne folosim de chestia asta ca să îi dovedim lui director că noi n-am făcut nimica? Că pe bune, Didi, nu știu dacă nu mă duce pe mine capul, dar nu-mi dau seama. Ascultă-mă aici, știu cum să le distrugem prietenia și să-l punem pe Dorel să recunoască în fața directorului că de fapt noi am venit cu altă treabă la el și că cei copii au făcut totu. Cum adică? Știi că ți-am zis că omul nu se poate abține și dacă aude că cineva a vorbit urât de fata lui, începe să se ia la ceartă. Da, am scris scrisoarea asta și m-am semnat drept Natasha și fix acum o să merg să-i o pun în poștă. Ce scrisoare? Pentru Dorel. Ce scrisoare? Salut, Dorel! Bă, să știi că nu mai avem nevoie de tine și vom continua să-i dăm bully-lui fraiera aia de fică-ta. Mamă, m-am prins ce vrea să facă! Are o față de împins vagoane, habar n-am cum reușesc să locuiești cu ea în casă. În fine, trimit această scrisoare ca să ți gura închisă și să nu mai comentezi. O zi frumoasă, Natasha! Băieți și fete, v prins ce, ce vrea să facă Didi! vrea să-i facă pe Dorel, ăsta care ne-a dat pe noi în gât, să se certe cu aia, ca după să-i dea pe aia în gât, nu? Asta vrei să faci. Iar mâine de dimineață, deci acum te duci să-i pui în poștă, iar mâine de dimineață, când probabil el deja o să aibă scrisoarea citită, mergem și îl rugăm să ne ajute. Iar el, având de vedere că o să fie nervos pe aia, o să ne ajute și o să meargă la director să spună adevărul. Ce spui? Mie mi se pare un plan extrem de bun. Mamă, Didi, merge mintea. Mamă, bă, băi, și fete, eu cred că pe bun e un plan bun, nu? Adică, Didi o să-i facă pe ăștia să se certe între ei și dacă se ceartă, după putem să-l folosim pe ăla și să... și să zicem adevărul, nu? Mamă! Băi, bă, și eu cred că e un plan bun pe bune. Mamă, deci Didi chiar a avut o idee bună. Băi, și fete, așa facem, Didi, așa facem. Se i și pe ceilalți. Mâine de dimineață ne vedem în fața casei lui ăla. Deci tu te duci acum la scrisoarea și mâine de dimineață mergem la el. Bă, băi, și fete, mi se pare o idee bună, ești nebun? Deci chiar mi se pare o idee bună. Ludidi chiar i-a mers mintea la faza asta, n-aveți ce să spuneți. Wow! Wow, wow, wow! Bun, bă, și fete, hai că eu o să, mă duc, o să mă duc înapoi acasă. Mamă, deci cum nu m-am gândit la chestia asta, dar noi, Ina, noi, nu știam că, că Dorel ăsta a mai avut... Uh anumite conflicte cu ăștia. În fine, băi, și fete, haideți că eu acum o să mă duc acasă și mâine de dimineață când mă trezesc, o să mă duc acum acasă, o să, o să le dau mesaj la toți, să le zic să ne vedem la casa lui Dorel când, când ne trezim de dimineață și, na, o să mergem, o să încercăm să-l convingem pe ăla să ne ajute, pentru că am fost exmatriculați din cauza acțiunilor lui, să spunem așa. Mamă, deci sper să meargă planul. E riscant, dar nu mai avem ce să pierdem, băi și fete. Asta este ultima variantă, sper să funcționeze planul. Bună dimineața, băi și fete, tocmai ce m-am trezit și a aseară când am ajuns acasă, le-am dat mesaj lui toți, la toți băieții, am dat mesaj și lui Amalia și am explicat ce s-a întâmplat și mi-au zis că, na, sperăm să funcționeze planul și că acum o să ne vedem toți la casa, la casa lui Dorel. Hai să vedem dacă a funcționat, băi și fete, chiar acum o să mă duc la casa lui Dorel. În continuare, mama văd așa că, nu știu, parcă... Hm. Parcă simte ea că e ceva murdar la mijloc. Bună dimineața, mama! Mă arăși, te mai întreb o dată, sigur nu mi-a spus nimica, nu ți-a spus nimica, uh, nu ți-a spus nimica. Hai o zi frumoasă, ne vedem, da? Papa. pa! Ia uite, băi, fete, sunt la casa lui Dorel. Uite, Dorel stă chiar super aproape de mine. Ok. Ok, văd că Didi vorbește cu el. Ia, ia ce, ce vorbește Didi cu el, a? Am emoții. Deci, bă, v-am zis planul cu schisoarea, da? Deci, nu știu, ia, ce facem? Credeți că o să ne ajute? Bă, sper să da, o video. Și eu am puține emoții, fie vorba între noi. Cred că toată lumea are. Tănați, o să ne ajute 100%. Ia să vedem. Ia hai să mergem. Uh, uh, bună ziua, ce se întâmplă aici? O, pe bune, chiar v-au trimis o scrisoare de genul. Nu pot să cred că au făcut asta. Ce oameni. Ce s-a întâmplat, domnul Dărel? Știam eu, știam eu că o să fac asta copiii aia. Sunt niște copii de bani gata care nu știu cum e să câștigi un și cistit. Dar lasă, o să vadă ei. Da, vă ajut. Hai să mergem la școală. Let's go, let's go. Oh! lasă că îi spun eu directorului și arăt și filmări dacă vrea. Când au venit la mine și mi-au zis exact ce vor să facă și că vor să vă înșeneze pe voi. Hai să mergem. Let's go, let's go, a funcționat, frate, a funcționat. Uh, hai, să, hai să mergem, da, hai domnul Dorel, să mergem. Băieți și fete, văd că planul funcționează în continuare. În momentul de față, Dorel vorbește cu directorul în birou. Bă, și nu vine să cred că am reușit, frația, să întoarcem toată chestia asta. Și acum copiii a furisit să fie exmatriculați, Sunt în stare să să-și facă bagajele și să plece de la școală. Ce? Stai? Nu știu știi de, 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 ce sunt în stare. Ce? Copiii aia? V-am spus eu că o să meargă. Ha, ha, ha. Abia să-i văd ce față să facă fraieria aia. Didi, se pare că planul tău a funcționat, dar nu știu, acum și dacă eu o să ne facă ceva mai rău, ce să ne facă mai rău, ce o să ne facă mai rău, Rafa, nu să ne facă nimic mai rău, las băi uh, lăsăm să vorbească și după intrăm înăuntru, o să ne chime directorul, să vedem ce, ce răspuns o să primim, dacă suntem primiți înapoi la școală sau nu. Am fost chemați înăuntru, uh, domn director, spuneți-ne ce, ce ați decis. Copii, vă datorez niște scuze. Dorel mi-a arătat exact dovezi și mi-a zis ce s-a întâmplat. Let's go. Natasha, Vali, Max și Laurențiu tocmai ce au fost expatriculați de la școală. Băi, i-am făcut pe fraieri, i-am făcut pe fraieri. Pot să aibă toți banii din lume, dacă se pun cu copilul meu, se pun cu mine. Voi puteți reveni la școală și pe lângă asta, ca să mă revanșez, toți o să aveți nota 10 la purtare, nu contează ce nota aveți înainte. Eu aveam oprescă, am nota 10, let's go! Mai vreți să-mi spuneți și altceva? De mâine dimineață reveniți la școală, acum puteți să plecați. Let's go, vei și fete, domn director, ce să vă spune? Mulțumim, let's go, let's go. Mulțumim, domn director. Știam eu că adevărul o să iasă la iveală, pe bune, Alex Ovidiu. Mulțumim mult, tălase. Domn director, ce vrei să zici, tălase? Eu voiam să vă întreb ceva. Poate v-ați gândit să faceți cursuri de bătaie și autoapărare aici la școală și n-aveți un profesor. Să știți că eu în timpul liber sunt disponibil. Vă pot ajuta dacă vreți cursuri de bătut muște, tai din cură, tănase. Tași din cură, Tanasie. În fine, ne cerem scuze, domn director, el așa e el, adică nu știu, nu știu, a fost scăpat pe jos la naștere, nu, nu mi-explic, dar hai să, hai să ieșim, băi, fete. mamă, let's go, nu mai suntem însmatriculați, băi, fete. Nu credeam, frate, că în viața mea o să fiu fericit pentru că mă întorc la școală, însă uitați-vă, uitați-vă la mine acum, ce să spun. I-am dat mesaj și luam Amalia și ea este foarte, foarte fericită. Bă, a o video, voi văd că voi nu sunteți fericiți, bro, ce s-a întâmplat cu voi? Bă, nu mai suntem exmatriculați, ești nebun? Și pe lângă că nu mai suntem exmatriculați, am exmatriculat pe fraierii bă, deci e cea mai bună veste! De ce nu sunteți entuziasmați? Haideți că am reușit, prieten, dar eu în continuare sunt destul de speriat. Observ, de ce? Cine știe de ce sunt în stare copiii ăia? Și dacă vor să ne alceva, altceva, doamnă, ce să ne scineze? O crimă? Ai luat-o Dar Ce bă? Și eu m-am gândit la aceeași chestie. Sunt șanse foarte mici că ei pur și simplu să se accepte în înfrângerea. Haideți, bă, terminați. Nu vă mai gândiți la ea, nu mai avem treabă cu ei. Gata. E gata. Lasă-i, nu o să ne facă nimica. Sunt liber să încerce. Didi, nu cred că o să ne facă nimica. Bun, și vedai că eu o să mă duc acasă, o să mă joc puțin pe calculator, că merit și eu. Și da, mâine de dimineață o să revenim la școală și o să ne reluăm viața normală. Fraților, ce doamne iartă mă se întâmplă? De ce e plin de poliție în fața casei deci, mele? Deci, ca să înțelegeți, eu acum sunt foarte, foarte derutat. M-am jucat toată ziua pe calculator și acum m-am pus să mă culc. Și bu, bă, bă uite-te-vă ce în fața casei noastre. E plin de poliție. Ce se întâmplă? Uh, mama, ce se întâmplă? Ce zici cu polițiștii ăștia? Marius, ce-ai făcut, copile? Ce să fac? Uh, uh, dom, băi, tu ce cauți aici? Uh, dom polițist Runi, ce se întâmplă? Bună ziua, la căutăm pe Marius Iancu. Eu sunt. Ești arestat pentru crimă deosebit de gravă. Ce crimă? Băi, poftim ai dreptul să nu spui nimic, a vii cu noi la secție. Bă, ce crimă deosebit de gravă! Bă, 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 stați puțin! Cred că e o greșeală, nu are cum. N-am făcut nimic. Băieți și fete, aici s-a terminat acest sezon din Minecraft Viața la școală. Știu că v-am lăsat puțin în suspans să credeți-mă, băieți și fete, că următorul sezon o să fie plin de acțiune. Nu vreau să vă zic absolut nimic, nu vreau să vă răspund la nicio întrebare sau ceva de genul, vreau doar să vă uitați la următorul sezon care va apărea miercuri. Deci, miercuri va fi primul episod, eu nu vă zic nimic. Deci, e pentru prima dată, fraților, în istoria stării Viața la școală, că nu vă dau niciun, nici cel mai mic indiciu. Doar atât a fost. Ne vedem miercuri, fraților. Începe nou sezon, o să fie, o să fie nebunie maximă.